pregătit aici pentru fuculeț. Hai să dăm drumul la o ciocolată de asta. Să se aprindă așa un pic. Să aibă un pic de putere, că după aia arde așa constant. Îl pun aici și îl las în pace. Am întind eu hamacul între timp. Aici pe undeva. Lemnele astea sunt destul de ok, așa, da, uscate, sunt faine, dar au nevoie totuși de ceva mai rezistent, că nu sunt ele făcute pentru jar sau așa, făcute doar pentru flacără și căldură. E salcăm în toată pădurea. Îl lăsăm așa să arde, că deja sunt semne mari că se aprinde fără probleme. Trebuie să tai lemne ca să întrețin focul, că dacă nu o să ai imediat atât. Trebuie să am o rezervă de lemne, cât mai solidă. Focușorul meu e gata. Poate să mai duc niște lemne, să am aici. Între timp le mai tai, desfac și perea. Să fac un băs prin cârnatul, cumva la prăjit. Îmi trebuie un bițișor, să-l bag prin cârnat și apoi să-l leg acolo de hața respectivă, care am întins-o mai înainte. Ia, să vedem ce este. Cam așa.
Fac un pic de salată cu castravete și ea. Aoleu, ce arde focul meu, numai să vă arăt. Ia uite, cârnăciorul, gata, gata să se frigă. Îl las așa să se învârte el. În voie, să se erotiseze cumva. Chiar e curios cum iese. Asta e prima dată când încerc metoda asta. Mai tăiem un castravet de roșie ceva până se face cârnăciorul. Mai am ceva cârnați de făcut, dar cred că ăla o să-l fac prăjit în ulei, nu știu sigur.